Ziua Întreprinzătorilor a fost sărbătorită la Pitești. Evenimentul, organizat de către Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Argeș, a avut ca obiectiv principal investirea noii conduceri a patronatului. Din partea conducerii Consiliului Județean, Ion Glișcă, președintele ales, a primit o diplomă de excelență dedicată împlinirii a 18 ani de activitate în fruntea patronatului. Numele Consiliului Județean, o diplomă de excelență care se conferă Patronatului Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Argeș cu ocazia Zilei Întreprinzătorilor pentru cei 18 ani de activitate în susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri argeșan, semnează desigur președinte Ion Măzân. Felicitări și la mai mare! Mulțumim frumos! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de astăzi și să ne fiți în continuare alături și în următorii ani. Am o deosebită onoare să vă vorbesc din partea unei organizații al cărui istoric, la cărui istoric am contribuit, Patronatul Județean al IMM-urilor din județul Argeș. Fostul președinte, Dan Atanasiu, a preluat funcția de președinte onorific al structurii județene. Doresc să asigur noua conducere pe membrii actuali și pe viitorii membri de tot sprijinul și implicarea mea în continuare. Am acceptat să înființez acest patronat împreună cu domnul Ion Glișcă acum 18 ani, în ideea că vom reuși să dăm o mână de ajutor IMM-urilor din județul Argeș și că voi reuși să-i determin pe membrii noștri să facă afaceri împreună. Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Pitești, înființat acum 18 ani, și-a schimbat în acest an denumirea în Patronatul Județean al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Argeș. Patronatul Județean Argeș este structura Consiliului Național, una din cele două confederații patronale reprezentative la nivel național. Evenimentul a fost marcat și de prezența altor oficialități de la nivel județean, dar și de prezența unor reprezentanți din conducerea regională și centrală a structurii asociative.